În perioada 6-8 mai se vor desfășura evenimentele dedicate zilelor Severinului. Cu această ocazie, circulația rutieră va fi restricționată pe anumite tronsoane. Acolo, la viaduc. Peste 70 de polițiști vor fi la datorie pentru asigurarea unui climat adecvat de liniște și siguranță pe timpul zilelor municipiului Drobeta-Turnul Severin. Anumite tronsoane de drum au fost deja închise. Pe perioada desfășurării zilelor Severinului, poliția locală va angrena un efectiv de peste 70 de polițiști locali care vor asigura măsurile de ordine și siguranță publică în toate locațiile stabilite de către Primăria Drobeta-Turnul Severin, acolo unde se vor desfășura manifestări culturale-artistice și anume Palatul Teodor Costescu, zona străzii Ice Brătianu, precum și zona de promenadă Crișan. În intervalul 5 mai ora 12 până în data de 9 mai ora 19 se vor impune următoarele restricții de circulație rutieră. Pe strada Ice Brătianu, tronson cuprins între Bulevardul Tudor Vladimirescu și Bulevardul Revoluției, pe strada Plevnei, tronson cuprins între Ice Brătianu și strada Orli, pe strada Eroii de la Cernat, tronson cuprins între Ice Brătianu și strada Alion, precum și pe strada Iuliu Maniu, care începând cu data de 6 mai, ora 8, până în data de 9 mai, ora 7, va fi restricționată circulația rutieră între tronsonul cuprins între Ice Brătianu și strada Chiselev. Pe lângă măsurile de ordine publică, oficialii vor asigura și măsuri de fluidizare a traficului rutier și măsuri de respectare de către conducătorii auto a restricțiilor de circulație. Totodată, polițiștii locali din cadrul biroului comercial vor verifica activitatea comercianților pentru o bună funcționare. Biroul comercial din cadrul poliției locale va verifica agenții economici sub aspectul deținerii autorizațiilor și abonamentului emis de către primărie, precum și plata taxelor pentru ocuparea domeniului public. În zilele următoare, zeci de vânzători și-au amenajat deja standurile, care vor fi pline de bunătăți. Comercianții veniți din toate colțurile țării așteaptă să ofere clienților cele mai gustoase preparate. O atenție deosebită se va acorda zonelor aglomerate, unde vor avea loc manifestări specifice cu public numeros. Perioada 6-8 mai, polițiștii vor acționa împreună cu jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Mehedinți pentru menținerea unui climat adecvat de liniște, dar și pentru prevenirea oricăror fapte antisociale care ar putea afecta siguranța cetățenilor. Prin măsurile întreprinse, polițiștii vor urmări prevenirea și combaterea tâlhăriilor, furturilor, precum și a faptelor de comerț ilicit, evaziune fiscală, dar și identificarea persoanelor care poartă asupra lor obiecte contundente. În prima zi a evenimentului, în deschidere, va fi muzică pusă de un DJ. De la ora 20, concertează Jean Gavril, de la ora 21, Laura Live Band, iar în închiderea evenimentului, de la ora 22, pe scenă urcă membrii trupei Vank. Sâmbătă seara, evenimentele încep de la ora 19, la ora 20 are loc un concert susținut de F-Charm, de la ora 21 trupa Basca, iar de la ora 22 Irina Rimes. În ultima zi a evenimentelor dedicate ediției 2022 a Zilelor Severinului, de la ora 20 pe scenă urcă pentru a susține un concert Nane, de la ora 21 membrii trupei Guess Who, iar în închiderea evenimentului de la ora 22, Grasul XXL va încheia seria concertelor de muzică ușoară.